Bună ziua, dragii mei! Mary Luacă ne propune trăsăturile femeilor mature. Femeia matură nu este deșteaptă, ci înțeleaptă. Ea nu domină sau comandă oamenii, ea reglează, temperează. Femeia matură nu provoacă, ea știe că este provocantă. Ea nu se grăbește, așteaptă întotdeauna momentul potrivit. Femeia matură nu zboară, ea deja plutește. Ea nu vede, ci se uită. Ea nu fuge, ci merge. Ea nu alege cantitatea, ci doar calitatea. Femeia matură nu este mofturoasă, ci doar selectivă. Ea nu strălucește, ea iluminează. Femeia matură preferă să fie ascultată mult mai mult decât privită. Ea nu ghicește, ea percepe. Ea nu judecă, ci analizează. Nu rănește, ci alină. Nu-i plac dramele. Ea vede binele în orice situație. Femeia matură nu se compară, știind că este doar una. Ea nici nu concurează cu nimeni, pentru că știe că nimeni nu poate concura cu ea. Femeia matură preferă să fie singură decât în compania oamenilor falși. Și într-un final, femeia matură conține întregul pachet de frumuseți posibile, tocmai pentru că nu s-a dezvoltat. Se gestionează pe sine bine și pentru faptul că este femeie, te iubesc, femeie. Mulțumesc, dragii mei, să aveți o zi minunată. Pe curând!